Dimineața tuturor, pacea Domnului și vă spun un bun venit la străjerul, aici de unde cuvântul Lui Dumnezeu pleacă către casele noastre și către inimile noastre. Mă bucur că în această dimineață să fim din nou împreună. Mă bucur că și Dumnezeu ne poartă de grijă și Dumnezeu ne trezește la zorii zilei. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri, cu toată ființa mea și cu toată puterea mea. Și fiecare dintre noi să-i mulțumim în felul acesta Lui Dumnezeu, dragii mei. Căci Dumnezeu este bun, este minunat. Și nimeni altul nu este ca Dumnezeu. Mă bucur că avem posibilitatea să studiem din nou lucruri minunate, învățături plăcute pe care Dumnezeu le aduce înaintea noastră. Înainte de a intra în mesajul nostru, în studiul lecțiunii noastre, haide să ne rugăm. Să ne rugăm pentru noi, să ne rugăm pentru studiul în această dimineață, să ne rugăm pentru lista noastră de rugăciune, să ne rugăm pentru revărsarea Duhului Sfânt, ca Dumnezeu să-L lase peste noi, ca El să ne dea înțelepciune, pricepere, să ne dea tot ceea ce avem nevoie pentru formarea unui caracter și pentru pregătirea noastră pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Mă voi pleca pe genunchi și dumneavoastră să mă însoțiți în rugăciune. Iubite Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta la picioare Tale în această dimineață, să-ți mulțumim pentru trezirea care ne-ai făcut-o, să-ți mulțumim pentru viața care ne-ai dăruit-o, să-ți mulțumim pentru grija părintească care ai îndreptat-o asupra noastră și ne-ai purtat pe brațul Tău. Te rugăm să fii cu noi în această oră, să ne dai pricepere și înțelepciune, să putem înțelege și pricepe cuvântul Tău, dar te rugăm să lași și Duhul Tău ce sunt peste noi, ca El să ne deschidă mintea și inima, ca să putem să fim receptivi la toate planurile și mesajele Tale. Te rugăm pentru lista de rugăciune, ca Tu să intervii în viața fiecărui suflet, ca niciunul să nu piară și cu Tău să fie mântuit, să rezolvi probleme și nevoile lor și unde este nevoie de vindecare și multe alte probleme, să intervii după cum găsești cu cale. Predăm totul în brațul Tău și îți mulțumim prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. Aș vrea, dragii mei, să salutăm de sus cu Apolonia Vaboș, pacea Domnului, s-a va binecuvântat, Busuiu Liviu, pacea Domnului, Elena Târlea, pacea Domnului, Veronica Dumitru, pacea Domnului, Mariana Dumitru, pacea Domnului, Gabriel Dumitru, pacea Domnului și bine ați venit cu noi în această dimineață. În același fel îi salutăm și pe ceilalți. Domnul să-i binecuvânteze și să fie alături de fiecare suflet în parte, cu binecuvântările sale, cu bunătățile sale. Dragii mei, mă bucur că și de fiecare dată Dumnezeu lucrează în mod minunat. De ce vreau să vă spun? V-am spus că eu lecțiunea de fiecare dată o fac în sabat de dimineață. Îmi place foarte mult să mă trezesc de dimineață. Eu mă trezesc pe la 5, 5 și ceva și am destul timp să-mi pregătesc lecțiunea în câteva ore până la ora de transmisie. Cam pe la ora 7 și jumătate, o fără ceva, eu sunt gata cu lecțiunea. Am destul timp pentru pacea domnului Gabi Gabriela. Și vreau să vă spun că în dimineața aceasta, când am luat și am răsfoit lecțiunea și m-am uitat pe ea și am pregătit-o, cum v-am spus de fiecare dată că eu o pregătesc, nu se vede din cauza programului pe care l-am, vreau să vă, Ileana Martil, pacea Domnului, Crina Munteanu, pacea Domnului. Vreau să vă spun, dragii mei, că nu e o coincidență. Eu de fiecare dată mă rog Domnului ca Domnul să-mi pună pe inimă și să-mi dea gânduri pentru a pregăti temele. Tema de aseară coincide foarte mult cu mesajul școlii de sabat. Jivo Popo, pacea Domnului, bine ai venit cu noi în această dimineață. Și vreau să vă spun că nu este la voia întâmplării. Nu-mi vine să cred de multe ori că lecțiunile noastre corespund cu mesajele pe care le transmit. Și zic, Doamne, dar frumos se împlătește mesajul Tău și lucrarea Ta când atunci te lași în mâinile Dumnezeu, când Tu nu cauți să transmiți un mesaj al Tău, când Tu nu cauți să transmiți dorința Ta și să faci de fiecare dorința și voia Lui Dumnezeu. Este minunat Dumnezeu, dragii mei. Mă bucur că Dumnezeu lucrează în modul acesta. Petrea Dumitru, pacea Domnului s-a binecuvântat. Și de aceea, dragii mei, în această dimineață avem un nou studiu la care îl vom parcurge împreună. Este iar un studiu de mustrări, iar Dumnezeu ne mustră, iar ne ceartă, iar ne îndeamnă într-un fel sau altul. Ce să facem, dragii mei? Trebuie să le acceptăm, trebuie să fim bucuroși, trebuie să fim gata, dispuși, să acceptăm orice vine din partea Lui Dumnezeu. Poate de multe ori ni se pare incomod, inconfortabil, dar Dumnezeu cunoaște mai bine,
starea noastră, inima noastră, gândurile noastre, acțiunile noastre, chiar viitorul și încheierea vieții noastre. De aceea noi trebuie să acceptăm orice vine din partea lui Dumnezeu. Orice, orice, dragii mei. În această dimineață vom avea un studiu care se numește Când lumea ta se prăbușește. Ce faci, dragul meu, când lumea ta se prăbușește? Ce faci când nu mai ai nicio salvare, nicio scăpare, nicio rezolvare a unor probleme? Ce faci în momentul acela? Unde te duci? Care este următorul punct al planului tău de acțiune? Care este atitudinea vieții tale? Care este scopul pe care să-l îndeplinești în momentele cele mai grele? Este cel pe care l-ai avut dintotdeauna? Sau în momentul acela nu știi cum să acționezi și ceea ce să faci? Problema este că de multe ori lumea noastră se prăbușește datorită păcatelor, datorită neascultării de Dumnezeu, datorită neîncrederii în Dumnezeu, datorită multor altor lucruri rele pe care noi oamenii le-am făcut înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă citesc, să vedeți ce spune Cuvântul Dumnezeu la sabat după amiază, la partea de sabat în 9 de ianuarie, spune așa: când poporul său s-a întors din nou la căile rele, Domnul a îngăduit ca izraeliții să fie iar apăsați de vrăjmașii lor cei puternici, filistenii. Deci vedeți noastră, de aceea de multe ori lumea mea se prăbușește, și lumea ta și lumea noastră, din cauza că ne-am întors la căile noastre rele și Dumnezeu îngăduie ca lumea aceasta noastră, plină de idolatrie, plină de păcate, plină de neascultare față de Dumnezeu, plină de multe alte lucruri, dragii mei, Dumnezeu îngăduie să o prăbușească, să o năruiască, că totuși poate, printre ruinele vieții noastre, printre ruinele păcatelor noastre, totuși poate îl vom vede pe Dumnezeu, totuși poate ne vom întoarce din nou la El. Aceasta dorește Dumnezeu de la noi. Și spune că El îngăduie aceste lucruri să vină peste noi, datorită încăpățânării, neascultării, nesupunerii, neiubirii, nerespectării de Dumnezeu. Spune că mulți ani la rând au fost împovărați, iar uneori subjugați cu totul de națiunea aceasta războinică și fără milă. Ei se amestecaseră cu acești idolatri, luând parte la petrecere și la slujbele lor idolatre, până când au ajuns să fie la fel ca ei în interes și spirit. Deci vedeți de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Vrăjmașul îți dă o mână liberă. Olivia Pascu, pacea Domnului. Vrăjmașul îți dă o mână liberă, îți întinde o mână. El vrea să se împrietenească cu tine, dar el niciodată nu te va considera prieten. Niciodată nu va fi gata să-și dea viața pentru tine. Niciodată nu te va aprecia și te va susține în ceea ce tu vrei să faci și în ceea ce dorești să faci. El te ajută și îți întinde o mână doar ca să devii ca El, doar ca să atragi mânia lui Dumnezeu împotriva ta. Și spune că aceștia care s-au împrietenit cu poporul lui Dumnezeu, care s-au amestecat cu poporul Dumnezeu și poporul Dumnezeu a acceptat idolatria, spune că aceștia au fost cei care i-au subjugat cel mai mult. Spune că atunci acești prefăcuți prieteni al lui Israel s-au schimbat în cei mai înverșunați vrăjmași și au căutat să-i nimicească pe toate căile. Și în zilele acestea, dragii mei, se întâmplă ca lumea aceasta să caute să ne devină prietenă. Eu am văzut și acum am înțeleg de multe ori experiența poporului Israel. Mi-aduc aminte că am prieteni ca fiecare dintre noi. Prieteni ortodoxi, prieteni catolici, prieteni baptiști, evangheliști și așa mai departe. Și vreau să vă spun că unii dintre ei mai gândesc că rațional, spiritual vorbesc, că pe plan omenesc cam toți sunt oameni de treabă, dar în momentul care cei care nu gândesc rațional, spiritual, caută să se împrietenească cu tine. Hai, dar ia și tu, mănâncă ceva, bea ceva cu tare. Sau de multe ori
te amesteci cu ei în glume, în bancuri, în tot felul de lucruri care nu-s la locul lor. Și la un moment dat, când tu devii parte din viața lor, când tu devii parte din comportamentul lor și toate aceste lucruri, niciodată nu vei mai putea să mai deschizi gura și să le spui ceva despre Dumnezeu. Într-o zi am participat la lucrurile acestea, am râs la glumele lor, la bancurile lor, la prostiile lor. Și în momentul când am început să le spun despre Dumnezeu și să vorbesc ceea ce trebuia să vorbesc, când trebuia să tac și să-mi văd de treaba mea, se întoarce către mine și spune: mie mi-ar fi rușine să vorbesc și ar fi bine să taci. Până acum ai râs și mi-a zis că-s nesimțit, ca un simțit împreună cu noi. Și acum dai această nesimțire pe față să vii să ne spui nouă că e păcat, că e nu știu ce. Dragii mei, același lucru se întâmplă în orice situație a vieții noastre. Același lucru se întâmplă când Cecilia Anton, pacea Domnului, bine ai venit cu noi în această dimineață. Același lucru se întâmplă cu fiecare dintre noi când noi ne împrietenim cu vrăjmașii lui Dumnezeu. Când noi ne împrietenim și problema nu este că te împrietenești. Problema este când accepți, cum spune aici cuvântul lui Dumnezeu, ne amestecăm cu idolatrii. Atunci luăm parte. Deci dacă te amesteci printre ei, nu e nicio problemă. Dar când te amesteci, de multe ori nu ai această reținere și abținere în viața ta și de multe ori iei parte la petrecerile lor, la slujbele lor idolatre, până când ajungi să fii la fel ca ei, spune cuvântul lui Dumnezeu, în interese și spirit. Și în momentul acesta, acești prefăcuți prieteni ai tăi vor fi cei mai înverșunați dușmani ai tăi și cei mai înverșunați persecutori. De aceea Dumnezeu spune că cei mai vinovați de prăbușirea lumii mele și lumii tale se datorează mie și ție, se datorează păcatelor noastre, se datorează neascultării noastre de Dumnezeu și depărtării noastre de Dumnezeu. Noi suntem singurii vinovați când ni se prăbușește lumea, când ni se prăbușește viitorul, când ni se prăbușește toate lucrurile din viața noastră. Pacea Domnului, Mașa Caracas, bine ați venit cu noi în această dimineață. De aceea Dumnezeu spune să avem mare grijă. Leonte Mihai, pacea Domnului, bine ai venit cu noi în această dimineață. Și spune la fel ca Israel, prea adesea și creștinii se lasă sub influența lumii și se obișnuiesc cu principiile și obiceiurile ei pentru a-și câștiga prietenia celor necredincioși. Dar în cele din urmă se va dovedi că aceștia mici aparenți sunt cei mai primejdioși inamici. Deci vede ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Toate aceste lucruri vi le citesc. Nu vreau să le vorbesc de la mine. Vreau să le citesc. Și de aceea amintesc de fiecare dată să nu creadă cineva că sunt inventator, criticos, că vorbesc. Aceste lucruri sunt scrise. Și de aceea le aduc înaintea noastră. Busuioc Liviu, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Mai departe spune că Satana lucrează prin ei ca să-l atragă pe poporul Dumnezeu la păcat, sub aparența prieteniei și să-l despartă de el. Iar atunci când pavăza și scutul copilului lui Dumnezeu sunt date la o parte, el îi îndeamnă pe ai lui să se ridice împotriva lor și caută să-i nimicească. Lucrul acesta îl găsiți în Patriarhi și Profeți la pagina 558-559. Deci vedeți ce face? Satana lucrează prin ei ca să-l atragă pe poporul lui Dumnezeu la păcat. Și spune că sub aparența prieteniei, nu că-s prieteni, sub aparența prieteniei. Ce să fac acești prieteni aparenți cu mine și cu tine, dragul meu? Satana lucrează nu numai pe cei din afară. Și vrăjmașii lui Dumnezeu sunt și în interiorul bisericii și în mijlocul poporului Dumnezeu. Și spune că acești aparenți prieteni caută să te despartă de Dumnezeu pe tine ca om, pe tine ca popor, ca să te dezbrace de protecția care este de scutul pe care și de pavăza pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Și spune că atunci când sunt date la o parte, îi îndeamnă pe vrăjmașile aceștia și așa zice prieteni aparenți,
ca să se ridice împotriva ta și să caute să te nimicească. Spune că apostolul ne îndeamnă dragostea să vă fie în aceste timpuri fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Este timpul, dragii mei, când trebuie să ne gândim fiecare dintre noi, ca nouă să ne fie groază de rău și să ne lipim de bine. Chiar dacă mustrările lui Dumnezeu vin asupra noastră, să privim acolo binele pe care Dumnezeu ne cheamă ca să ne lipim de El, ca noi să urâm păcatul, să ne fie groază de rău și să nu mai căutăm niciodată să umblăm și să trăim în starea aceasta. Spune că în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Pavel vrea ca noi să facem deosebire între dragostea curată, neegoistă, inspirată de Spiritul lui Hristos și pretențiile fără valoare, înșelătoare, de care lumea este plină. Problema este că de multe ori frații între ei sunt vrăjmași, care fiecare caută de multă vreme încoace să atragă pe aproapele și pe fratele său în cursă. Și Dumnezeu spune că trebuie să dăm mai bine întâietate decât să ne atragem curse unul la altora. Atât de mult se înșeală pocăiți între ei, atât de mult își trag curse la alții, cum spuneam dățile trecute, să-l iei la muncă, să-l muncești, să nu-i dai banii, să-l iei la muncă, să faci ca de fiecare dată să-i mai storci ceva din munca aceea și să nu ajungă plata plătit care trebuie la cel pe care trebuie să o plătești. Dar și cel care face de multe ori munca nu și-o face cu credincioșie față de omul acela și față de Dumnezeu. Daniel Duță, pacea Domnului! Și bine ai venit cu noi în această dimineață! Vreau să vă spun, dragii mei, nu vreau să mă laud înaintea dumneavoastră, ci la toți le-am dat aceste sfaturi. Am avut firmă în care am avut oameni care au lucrat la mine. Nu am avut mulți, 14-15 oameni care au lucrat, dar totuși pe la mine s-au ferindat foarte mulți oameni. Și vreau să vă spun că am găsit oameni care erau conștiincioși și credincioși, am găsit oameni care nu erau conștiincioși, mințeau că știu să lucreze, mințeau că știu să facă cu tare și nu știau absolut nimic. Dar vreau să vă spun, când vedeam pe la, de exemplu, începea programul la 9 și era programul, ca așa era în Spania, de la 9 la 7, așa se lucra, și pe la 10-11, când vedeam că nu face, nu vreau să-mi bat joc de el, dar nici el să-și bată joc de mine, la orele 10-11, când lucrurile vedeam că nu merg bine, îi spuneam, oprește-te. Cât am căzut de acord cu tine că îți voi plăti? Atât. Ia bani. Da, dar măcar lasă-mă pentru bani ăștia să-mi termin ziua. Zic, îmi pare rău, nu pot să te las. Căci dacă tu vei continua în felul acesta să lucrezi toată ziua, voi fi nevoit după aceea vreo 2-3 zile să repari stricăciunea pe care ai făcut-o într-o zi. Mai bine să dai de la tine, mai bine să treacă de la tine, mai bine să fii tu în pagubă decât să faci ceea ce nu trebuie. Dă-i întâietate celui de lângă tine, poartă-te cu se cuvine, respectă-ți chiar dacă nu și-a făcut de multe ori, dar data viitoare caută să nu te mai bagi în lucrurile în care nu trebuie. Și de multe ori am preferat, dragii mei, să lucrez cu frați, nu să dau la altcineva de lucru. Erau alte timpuri, acum lucrez și eu la altul cum pot și cum găsesc. Dar să știți și dumneavoastră că de multe ori frații te dezamăgesc și te lasă cu gusturi amare. Sau te duci la alții să lucrezi și în momentul când ajungi la ei să lucrezi, nu este mulțumit niciodată. Mi-aduc aminte că lucram la frați de-ai noștri care căutau să te țină când era programul să plece acasă la ora 7, hai mai fai o betonieră, hai mai fai nu știu cât, și se făcea 7:10 și un sfert și jumătate. Măi, omule, hai să mergem. Dacă nu-ți convine, du-te, păi unde să plec eu de aici, că nu am cu ce să mă duc acasă, cu ce ajung până la Madrid, sunt 70 de kilometri, e târziu, autobuz nu este. Păi dacă e să iau un autobuz să mă duc nu știu pe unde, zic până în Plasa de Castilea, după aceea să merg până la mine, aproape că nu m-am nici cu ce să ajung acasă și erai nevoit de multe ori să faci lucrurile acestea. E foarte groaznic, dragii mei. Pacea Domnului Matei Gheorghița, bine ați venit cu noi în această dimineață. De aceea Dumnezeu spune, în cinste, fiecare să dea întâietate altora. Dumnezeu ne îndeamnă
și prin Apostolul Pavel ne spune ca noi să avem dragoste curată, neegoistă, toate aceste lucruri care se vin prin inspirație divină de la Duhul Domnului nostru Iisus Hristos, care este Duhul Sfânt. Spune că această contrafacere josnică a indus în eroare multe suflete. Ea șterge deosebirea dintre bine și rău, fiind de acord cu cel păcătos în loc să-i arate cu credincioșie greșelile. De multe ori, dragii mei, se întâmplă ca creștinii între ei să se aprecieze unii pe alții când fac răul și să se râdă de cel care este asuprit și bajocorit. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că această contrafacere josnică, noi avem o iubire josnică, mizerabilă, iubim păcatul, iubim înșelătoria, iubim minciuna, răutatea, asuprirea celui rău și noi spunem de multe ori că suntem poporul Dumnezeu, suntem rămășița, de ce vorbești împotriva păcatelor, de ce vorbești împotriva poporului, tu nu iubești poporul, tu nu iubești pe frați, tu nu ai dragoste, tu nu vorbești cu blândețe, tu nu vorbești cu dragoste, trebuie să schimbi modul de gândire, modul de vorbire, nu mai fi aspru. Dar nu e dragul meu, eu nu sunt aspru, așa spune Dumnezeu. Și noi spunem că adoptăm în locul dragostei, curate, în locul neegoismului, în locul de a da întâietate altuia, acceptăm această contrafacere mizerabilă și totuși avem pretenția că suntem copiii lui Dumnezeu. Avem pretenția că vom fi mântuiți. Avem pretenția și alergăm în stânga și în dreapta după funcții în biserică și să mă ferească Dumnezeu că n-aș fi vrut să spun lucrul acesta, dar majoritatea care sunt în funcțiile bisericii, în comitete și așa mai departe, oameni mizerabili, dragii mei, oameni care au firme mari și iau oameni la muncă, oameni care i-a supres din noapte până în noapte, nu le dă bani sau le dă puțin și muncesc în fel și chip. Și după aceea spune, tu ești mizerabil că vorbești împotriva noastră, tu nu dorești unitate, tu nu dorești, vorbești împotriva bisericii, vorbești împotriva... Nu, dragul meu! S-a acceptat un mod mizerabil, mizerabil. Și oamenii aceștia sunt ținuți acolo, fiindcă ei participă cu daruri și zecimi multe, ei aduc multe venituri și multe alte lucruri în casa lui Dumnezeu. Și de aceea lucrurile au mers atât de grav și atât de mult apostazia și idolatria pătrunde în mijlocul nostru din cauza că această contrafacere josnică a indus în eroare multe suflete din poporul lui Dumnezeu. Spune că ea a șters deosebirea dintre bine și rău, fiind de acord cu cel păcătos, în loc să-i arate cu credincioșie greșelile. Îl apreciem, îl aplaudăm, îl punem diacon, îl punem prezbiter, îl punem nu știu ce, îl punem în stânga, în dreapta, fără să ținem cont de ceea ce spune Dumnezeu. Și dacă te duci cumva să faci o contestație, să spui ceva împotriva acestor lucruri, tu ești mizerabilul, tu ești cel care ești, tu ești cel care vorbești de rău, tu ești cel care face aceste lucruri. Și Dumnezeu spune, de ce acceptați mizeria aceasta? De ce acceptați? De ce-i votați? De ce sunteți cu ei? De ce susțineți? De ce acceptați această contrafacere josnică care să ducă sufletele în eroare? De ce, spune Dumnezeu? Și pe urmă te gândești, când lumea ta se prăbușește, de ce oare s-a prăbușit? Când vezi că poporul se prăbușește și ajunge în situații grele pe care Dumnezeu le îngăduie, de ce arunci vina pe altul? De ce arunci vina pe Dumnezeu? Dar de ce nu vrei să te pocăiești? De ce susții răul? De ce accepți această contrafacere josnică? De ce, dragul meu? De ce? Și pe urmă ai pretenții ca Dumnezeul celui a cărui pretinzi că slujești să te binecuvânteze, să te ridice, să fie lângă tine și să-ți mai pregătească și un loc în ceruri. Ce să faci, dragul meu, în ceruri? Să continui în continuare să fii josnic? Să continui în continuare să fii înșelător? Să continui în continuare să
practici aceste mizerii, nu, dragul meu, cerul este pentru cei care sunt drepți, conform voinței lui Dumnezeu. Cerul este pentru cei care se lasă de josnicii. Cerul este pentru cel care dă întâietate fratelui său, pentru cel care îl iubește pe aproapele său și pe fratele său. Chiar dacă e greșit, nu da ocol pe lângă el, nu da bir cu fugiții. Caută, dragul meu, să-i arăți păcatul, să te apropii de el, să-l iubești. Că într-o bună zi, toată lumea în care trăiești, fie mai devreme sau mai târziu, se va prăbuși și împreună cu lumea ta te vei prăbuși și tu. O astfel de atitudine nu izvorăște niciodată dintr-o prietenie adevărată. Spiritul care o inspiră locuiește într-o inimă firească. Dacă ești întotdeauna amabil, plin de compasiune și iertător, creștinul nu poate fi niciodată de acord cu păcatul. Auziți ce spune Dumnezeu, dragii mei? Deci dacă ești amabil, plin de compasiune și iertător, asta nu înseamnă că trebuie să fii de acord cu păcatul. Pacea Domnului Adavale, bine ai venit cu noi în această dimineață. Deci, nu înseamnă, ca Nicu Suceava, pacea Domnului. Deci nu înseamnă că dacă iubești și ești plin de compasiune și iertător, trebuie să fii de acord cu păcatul. Nu, dragul meu. Dar în timpurile acestea, caracterizarea ți-o face oamenii. Când în momentul nu ești de acord cu păcatul, când în momentul ai mustrat păcatul, în momentul acela, tu ești plin de ură, tu nu ai compasiune, tu nu ai iertare, tu nu ai dragoste, tu nu ai absolut nimic. Fiindcă noi am inversat rânduielile lui Dumnezeu. Fiindcă noi am inversat ordinea pe care Dumnezeu ne-a pus-o înainte. Și spune așa, că cel credincios, el trebuie să aibă repulsie față de rău și să se prindă cu putere de ceea ce este bine, chiar cu prețul sacrificării prieteniei cu cei neevlavioși. Deci, dragul meu, dacă ai prieteni neevlavioși, Dumnezeu spune că cu prețul sacrificării acestor prietenii trebuie să rămâi la adevăr, trebuie să ai repulsie față de rău și trebuie să te prinzi cu putere, spune Dumnezeu, de ceea ce este bine. La aceasta ne cheamă Dumnezeu în aceste timpuri. Spiritul lui Hristos ne va face să urâm păcatul, dar în același timp să fim dispuși să facem orice sacrificiul pentru a-l salva pe păcătos. Mărturii, volumul 5, la pagina 171. Deci, dragii mei, citesc. Citesc. Nu vorbesc de la mine. Deci, vedeți ce spune Dumnezeu? Noi trebuie, cei care avem Spiritul lui Hristos, ne va face să urâm păcatul, dar în același timp să fim dispuși să facem orice sacrificiu pentru a-l salva pe păcătos. Pacea Domnului, salutare, Jumară Florinel, bine ai venit cu noi în această dimineață. Cât de sincer a fost prietenia Mântuitorului nostru pentru Petru. Cât de compătimitoare a fost avertizarea lui, dar avertizarea a fost supărătoare ca și pentru noi. Și pe noi ne supără avertizările lui Dumnezeu și mustrările lui Dumnezeu. Și pe noi ni se întâmplă toate aceste lucruri care nu ne convine. Dar spune așa, dragii mei, în mulțumirea sa de sine, Petru l-a declarat foarte sigur că el nu va face niciodată așa ceva. Și noi spunem de multe ori că nu vom face niciodată așa ceva. Niciodată, dragii mei. Niciodată noi nu vom face lucrul acesta. Și de aceea credem de multe ori că noi stăm bine. Noi nu e nevoie ca Dumnezeu să ne
ducă la situația aceasta, că noi avem tot ce ne trebuie și nu este nevoie de lucrul acesta. Dar Dumnezeu spune, aveți grijă. Mă scuzați o secundă, vreau să trimit la cineva ceva care spune că nu poate și nu ne găsește. Am trimis, dragii mei. Deci vedeți noastră, Dumnezeu spune că să avem mare grijă. De aceea El ne mustră. Și dacă nu luăm aminte la mustrările lui Dumnezeu, în momentul acela, noi putem da greș la fel ca și Petru. Ca și Petru, dragii mei. Și spune așa, Doamne, i-a zis Petru, cu Tine sunt gata să merg și în temniță și la moarte. Sunt gata să merg cu Tine oriunde. Sunt gata să fac orice pentru Tine. Încrederea în sine s-a dovedit a fi ruina lui. El l-a provocat pe Satana să-l ispitească și a căzut sub măiestriile vicleanului vrăjmaș. Deci vedeți ce se întâmplă, dragii mei. Când noi nu dăm ascultare mustrărilor lui Dumnezeu, când noi nu ne schimbăm viața și nu căutăm să rămânem așa cum cere Dumnezeu, noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, îl provocăm pe Satana să ne ispitească. Îl provocăm pe Satana să lucreze și mai mult și cu mai multă putere împotriva noastră. Și spune, când Hristos ar fi vrut, când ar fi avut cel mai mult nevoie de El, Petru se afla de partea vrăjmașului și l-a renegat în mod deschis pe Domnul său. Deci când Dumnezeu va avea cea mai mare nevoie de noi, noi îl vom renega, noi vom fi de partea vrăjmașului și vom lupta împotriva lui Dumnezeu și adevărul Dumnezeu. În momentul, dragii mei, când lumea noastră se va prăbuși, ne vom prăbuși împreună cu ea. Aceia care își dau seama de slăbiciunea lor, se încred într-o putere mai mare decât euul și când privesc la Dumnezeu, Satana nu are putere asupra lor. Pacea Domnului Dorina Drăgan, bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci, dragii mei, când noi ne dăm seama de slăbiciunile noastre, când noi ne încredem într-o putere mai mare decât euul nostru, când noi privim la Dumnezeu, Satana nu va avea niciodată putere. Niciodată să nu spui că ești puternic. Niciodată să nu spui că tu nu vei face și nu vei trece. Niciodată să nu spui lucrul acesta. Fiindcă suntem slabi, suntem predispuși la căderea aceasta. Suntem predispuși la multe lucruri. Dar tot timpul să privim către Dumnezeu. Tot timpul să ne înălțăm peste euul nostru. Tot timpul să acceptăm fie că e mustrare, fie orice vine din partea Dumnezeu și să fim dispuși să ne supunem și să ascultăm. Fiindcă doar în felul acela Satana nu va avea niciodată putere asupra ta și asupra mea. Spune, dar aceia care se încred în ei înșiși sunt convinși ușor și vor fi învinși la fel de ușor. Să ne amintim că dacă nu ținem seama de avertizmentele pe care ni le dă Dumnezeu, căderea este în fața noastră. Hristos nu îl va salva de la rănire pe acela care se așează de bunăvoie pe terenul vrăjmașului. Deci Domnul nostru Iisus Hristos nu te va putea salva, nu te va putea scăpa când tu de bunăvoie te așezi pe terenul vrăjmașului. De aceea spune că noi dacă nu vom ține seama de aceste avertizmente, Dumnezeu nu ne va putea scăpa. Doar avertizmentele din partea lui Dumnezeu ne vor ține lângă Dumnezeu, ne vor ține pe terenul sfânt. Dar dacă vom ceda și vom trece pe terenul vrăjmașului, în momentul acela Dumnezeu nu mai poate să facă nimic, nici pentru mine, nici pentru tine. Dumnezeu poate să creeze universul din nou. Dumnezeu poate să aducă la existență multe miliarde de oameni, de îngeri, rafim, serufim și heravim și așa mai departe. Dumnezeu poate să facă orice. Într-un singur lucru este neputincios, fiindcă și-ar încărca însuși demnitatea sa de Dumnezeu.
Și știți care este lucrul peste care Dumnezeu nu poate să treacă? Peste voința ta și peste voința mea. Peste alegerile mele și peste alegerile tale. Peste dorințele tale și peste dorințele mele. Dumnezeu nu va putea să treacă. Dumnezeu este neputincios. Fiindcă însă și prin firea sa Dumnezeu este drept, corect. Și lasă ca fiecare să aleagă ceea ce își dorește. Și fiecare la final va culege ceea ce a ales. Și nu vor mai avea niciun cuvânt de învinuire la adresa lui Dumnezeu pe care astăzi le aducem. Nu vom putea să ridicăm capul înaintea lui Dumnezeu pretizând că și Dumnezeu este nedrept. Pe cel încrezut, care acționează ca și cum ar ști mai mult decât Domnul lui, îl lasă să meargă în propria tărie. Apoi vine suferința și o viață schilodită, sau poate înfrângerea și moartea. În momentul acela, când tu acționezi plin de încredere în tine, la momentul respectiv, Dumnezeu te va lăsa și lumea ta se va prăpuși, dragul meu. Haideți să vedem ce spune aici la partea de duminică pericolul din nord, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost slujitori credincioși al celui prea înalt, Ahaz și oamenii de frunte ai regatului său, nu s-ar fi temut de o alianță atât de neobișnuită ca aceea care se formase împotriva lor, dar călcarea lepetată a legii îi făcuse să fie lipsiți de putere. Iar vorbesc din nou, dragii mei, și iar o să mă condamnați că vorbesc împotriva conducătorilor bisericii. Dar lecțiunea spune că și dacă ar fi fost slujitori credincioși a celui prea înalt, conducătorii din timpurile noastre, oamenii de frunte ai poporului nostru, său, al poporului Dumnezeu, nu s-ar fi temut de alianțele pe care ar trebui să le facă cu cei necredincioși. Același lucru facem și noi. Căci dacă am fi fost credincioși, dacă am fi slujit pe Dumnezeu, n-am fi făcut alianțele de care ne-am temut. Căci noi de multe ori face ca și poporul Israel. Când noi nu suntem credincioși lui Dumnezeu și nu slujim pe Dumnezeu cu toată inima, când vin asirienii către noi, trimitem la Moab. Când vine Moabul peste noi, trimitem la egipteni, facem alianțe, pacturi, înțelegeri, să transmitem Scriptura, solia împreună. Facem din astea pe la televiziunile noastre, dragii mei, și pe la radiile noastre, facem emisiuni din astea ecumenice, care vrem să prezentăm fiecare Dumnezeul nostru și la final nimeni nu mai știe care e Dumnezeul, ce concluzie să tragi, care este cel adevărat, cine are dreptate, cum are dreptate sau nu, prin biserici în același fel, pe la radio în același fel, emisiuni care n-au de-a face cu Dumnezeu și nimic, dragii mei, facem alianțe. De ce facem alianțe? Păi dacă nu ne supunem, ne închide televiziunea, ne închide radio, nu ne mai dă voie să predicăm, dar stai, dragul meu, poate să închidă și televiziunea, poate să închidă și radio, poate să închidă și biserica până la urmă. Trebuie să mergem să vestim Evanghelia. Dar noi ne-am încrustat atât de mult și ne-am închis între pereți, ne-am închis în televiziune și în radio, crezând că doar acesta este singurul mijloc prin care trebuie să propovăduim Evanghelia lui Dumnezeu. Sandra Fănel, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Noi asta căutăm, dragii mei. Facem alianțe, fiindcă suntem necredincioși. Promovăm un Dumnezeu multicultural și multinațional și tot felul de lucruri care nu au un sens al mântuirii și al Dumnezeului nostru care este în ceruri. Nu au, dragii mei. Și iar o să-mi ziceți că critic. Nu critic, dragii mei. Cuvântul ne aduce pe tavă toate aceste lucruri. Dacă suntem pricepuți, spune Biblia, vom pricepe. Dacă suntem înțelepți, vom înțelege. Dacă nu suntem înțelepți, Dumnezeu ne cheamă să devenim înțelepți. Dacă avem ochii orbiți, Dumnezeu ne cheamă în aceste timpuri să luăm alifie ca să ne ungem ochii, să vedem. Să nu mai mergem în orbirea noastră.
în care nu avem nici haine albe, în care să ni se vadă rușinea și goliciunea, în care mergem cu goliciunea noastră și cu toată destrăbălarea noastră înaintea omenirii și să spunem că noi suntem slujitorii lui Dumnezeu. Natalia, Monica, pacea Domnului, Saba binecuvântat. Da, dragii mei, asta facem, fiindcă nu există, spune că dacă ar fi existat slujitori credincioși al celui prea înalt, aha, se referă la conducători, oameni de frunte se referă la prezbiteri, la diaconi și comitetele care există. Nu s-ar fi făcut alianțele acestea mizerabile, alianțele acestea care n-au nimic de a face cu Dumnezeu, crezând că noi apropiindu-ne prin aceste alianțe îi vom atrage către Dumnezeu. Dar noi nu vedem că aceste alianțe ne atrag departe de Dumnezeu și ne duc în idolatrie, apostazie și păcătuire împotriva lui Dumnezeu. Niciodată alianțele n-au făcut bine. Dumnezeu spune poporul Israel la un moment dat: îți voi da țara făgăduinței. Vei merge acolo să nimicești cu desăvârșire tot. Prima dată spune Dumnezeu pe oameni. Fie de la cel mai mare până la cel mai mic, tânăr, copil și așa mai departe, chiar și animalele, să le nimicești. Și la un moment dat spune Dumnezeu să nimicești toate capiștele lor, adică toate adunările lor, toate locurile lor de închinare, să nu te iei cumva după fielul de viețuire al neamurilor acestora, să nu faci nicio alianță cu ei, să nu faci nimic care să te atragă, să păcătuiești împotriva Domnului Dumnezeului tău, să nu cumva să mă stârnești la gelozie, spune Dumnezeu, să mă întorc împotriva ta. Și să am multe lucruri împotriva ta în țara pe care am promis-o și ți-am făgăduit-o, spune Dumnezeu. Și poporul Israel la momentul acela a făcut alianțe, dragii mei. Pe unii care au venit cu pâine mucegăită pe moabiți, pe gabaoniți și cu haine vechite fără să-L întrebe pe Dumnezeu. Și de multe ori ni se spune, suntem de departe, am auzit de voi, noi vrem, uitați-vă la pâinea noastră mucegăită și hainele noastre, că-și venim de departe, dar totuși ei sunt în mijlocul nostru. Și noi ne uităm la pâinea lor și la hainele lor și facem alianțe cu ei fără să-L întrebăm pe Dumnezeu. În loc să nimicim alianțele și legăturile cu cei necredincioși, îi luăm ca și poporul Israel. De ce să-i nimicim? Mai bine îi punem să taie lemne și să ne care apă, să fie de corvoadă în poporul nostru. Chipurile, dragii mei, între ghilimele, căci prin aceasta noi vom controla. Dar astăzi îți va căra apă, mâine îți va tăia lemne. Mâine va deveni prietenul tău, mâine te va învăța, poate nu pe tine, dar pe copiii tăi, la o închinare și o idolatrie și o apostazie, din care nu-L mai vezi pe Dumnezeu niciodată. Niciodată! Dumnezeu spune așa: loviți de o spaimă inexplicabilă în fața dreptei pedepse aplicate de un Dumnezeu ofensat, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său. Cum se clatină copacii din pădure când bate vântul? În această criză, cuvântul Domnului a venit la Isaia, poruncindu-i să meargă la regele care tremura să-i spună: ia seama și fii liniștit, nu te teme de nimic. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim, fiul lui Remalia, zic, să ne suim împotriva lui Iuda și să batem cetatea, să o spargem și să o punem și să punem împărat în ea. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul tău. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Profetul declară că în curând se va sfârși cu regatul lui Israel. Și Siria, dacă nu credeți, încheie el, nu veți sta în picioare. Deci Dumnezeu spune, nu te teme să faci alianțe, nu tremura, nu te teme de amenințările lor, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, îți spun că nu se va întâmpla așa.
Dumnezeu spune, niciodată nu se va întâmpla așa. Dacă tu nu vei asculta, spune Dumnezeu, de glasul meu, în curând se va sfârși regatul lui Israel. În curând se va sfârși cu poporul lui Dumnezeu. Se va sfârși și cu cei din Siria și cu cei cu care ai făcut legământ. Dar se va sfârși și cu tine, spune Dumnezeu. Și lumea ta se va prăbuși. Alianțele pe care le-ai făcut și ai creat o lume în care vrei să trăiești, după dorința inimii și păcatelor tale, se va prăbuși în curând, spune Dumnezeu. Pacea Domnului Maria Dodulica, bine ai venit cu noi în această dimineață. Și spune că se va prăbuși lumea noastră, se va prăbuși din cauza alianțelor și păcatelor pe care le-am făcut. Dumnezeu cheamă ca poporul său să fie deosebit și linia de demarcație dintre popor și lume să fie vizibilă de la mii de kilometri, să se vadă din ceruri de sus, dragii mei. Dar noi nu mai vedem nici între noi din cauza acestor alianțe. Și spune Dumnezeu că pericolul vine din nord, vine de la împărăția cu care ai făcut alianțe și te-ai unit. Dar alegând să se sprijine pe brațul de carne, el a căutat ajutor la păgâni. În disperare i-a trimis vorbă lui Țiglar Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună: eu sunt robul tău și fiul tău, suie-te, izbăvește-ne din mâna împăratului Siriei și din mâna împăratului Israel, care se ridică împotriva mea. Cererea a fost însoțită de un dar bogat din desaurul regelui și al templului. Dragii mei, cum putem noi de multe ori, când suntem atacați din dreapta, să cerem apel la stânga și să nu cerem apel către Dumnezeu și să le cerem vrăjmașilor lui Dumnezeu să vină și să ne salveze? Și auziți ce spun conducătorii poporului nostru din zilele acestea, la fel ca și Ahab, și spune așa: noi suntem robii tăi. Noi suntem și fiii noștri suntem robii tăi. Și în momentul acela noi cerem izbăvire oamenilor și nu lui Dumnezeu. Și în momentul când oamenii ne oferă un sprijin și un ajutor, ia auziți ce fac conducătorii, dragii mei. Și că nu sunt puse la întâmplare aceste lucruri. Nu se face, dragii mei, la întâmplare aceste scrieri care sunt aici așa. Și spune că cererea va fi însoțită de un dar bogat din tezaurul regelui, al conducătorilor, dar și din templul lui Dumnezeu. Dragii mei, nu de mult am auzit o știre care m-a lăsat cu gura căscată. Că din darurile și zecimile care se aduc pentru Dumnezeu s-au făcut odată un vărsământ de o sumă mare de bani către instituțiile Vaticanului. Cineva a urmărit să vadă unde au dispărut banii aceștia care credinciosul îi donează cu toată inima pentru Dumnezeu. Și în momentul când a urmărit situația să vadă unde au ajuns din tezaurul lui Dumnezeu banii, în jur de vreo 70.000, 80.000 de euro, erau drumul către Vatican. Și această persoană a trebuit să se lase din funcția pe care o avea și să plece în altă țară, fiindcă a fost amenințat foarte rău. Când faci alianțe cu oamenii, iei din tezaurul lui Dumnezeu tot. Iei din tezaurul tău și faci daruri pentru împărații lumii acestea, în loc să te încrezi în Dumnezeul tău. De aceea nu le convine și mă urăsc că spun aceste lucruri. Păi, dragul meu, nu trebuie să mă urăști că spun adevărul.
și trebuie să te pocăiești și să te întorci la Dumnezeu. Ajutorul solicitat a fost trimis de regele Ahaz. A avut o perioadă de liniște, dar cu preț pentru Iuda. În Profeți și Regi, la pagina 328-329. Deci ajutorul ne va fi trimis. Va fi trimis, dragii mei, de regii lumii acesteia și de alianțele pe care le facem noi cu ei. Vom avea o perioadă de liniște. Dar care va fi prețul pe care trebuie să-l plătim? Ia auzi ce spune Dumnezeu. Dar cu ce preț? Pentru Iuda. Cu prețul copiilor noștri, cu prețul poporului, cu prețul credinței noastre, cu prețul renunțării la stâlpii de credință și multe alte lucruri pe care Dumnezeu ne-a lăsat. Și spune că vara, când privim copacii unei păduri din fața noastră și toți sunt îmbrăcați într-o mantie de verdeață, poate că suntem în stare să-i deosebim pe aceia care sunt totdeauna verzi de ceilalți. Dar când vine iarna și când gerul suveran îi strânge în brațele sale, când dezbracă ceilalți copaci de podoaba lor, de frunze, cei care sunt întotdeauna verzi se deosebesc numai decât, spune Dumnezeu. La fel este și cu toți aceia care umblă în umilință, care nu se încred în ei înșiși, ci se prind tremurând de mâna lui Hristos. Dar atunci când vine furtuna încercărilor, aceia care sunt încrezători în sine și se sprijinesc pe propria desăvârșire și alianțele pe care le-au făcut, pe propria desăvârșire de caracter, își pierd veșmântul farsei lor neprihăniri, pe când cei cu adevărat neprihăniți, care îl iubesc sincer pe Dumnezeu și se tem de El, poartă veșmântul neprihănirii lui Hristos, atât în zile bune, cât și în strâmtorare. Deci, vedeți dumneavoastră, lucrurile acestea le găsiți în Sfințirea Vieții, la pagina 11, dragii mei. Curajul, tăria morală, credința și încrederea absolută în puterea lui Dumnezeu de a mântui nu vin într-o clipă. Aceste virtuți cerești se obțin prin experiența anilor, printr-o viață de străduință sfântă și de aderare fermă la ceea ce este bine. Copiii lui Dumnezeu își pecetruiesc destinul astăzi, în Mărturii, volumul 5, la pagina 213. Vreți să vă mai citesc încă o dată, dragii mei? Vreți să vă mai citesc încă o dată? Curajul, tăria morală, credința și încrederea absolută în puterea lui Dumnezeu de a mântui nu vin într-o clipă. Aceste virtuți cerești se obțin prin experiența anilor, printr-o viață de străduință sfântă și de aderare fermă la ceea ce este bine. Copiii lui Dumnezeu îți pecetruiesc destinul astăzi. Astăzi, dragul meu, nu prin alianțe, nu prin lucruri care nu au de-a face cu Dumnezeu. Spune că încercarea de a-l opri pe rege. Trecem la partea de luni, dragii mei. Există o știință a creștinismului pe care trebuie să o deținem. O știință care este tot atât de adâncă, largă și înaltă de orice știință a oamenilor, cum sunt cerurile de sus față de pământ. Mintea trebuie disciplinată, educată, pregătită, deoarece nu trebuie să-i slujim lui Dumnezeu în moduri care nu sunt în armonie cu înclinațiile născute. Noi nu trebuie să-i slujim lui Dumnezeu care nu sunt în armonie cu înclinațiile născute, dragii mei. Și noi trebuie să avem o știință a creștinismului care există și datează din veșnicii care vine de la Dumnezeu. Tendințele spre rău, ereditate și cultivate, ele trebuie biruite. Adesea trebuie să renunțăm la educație și la pregătirea de o viață pentru a deveni elevi în școala lui Hristos.
Deci trebuie să renunțăm, dragii mei. Noi căutăm de fiecare dată ca să ne educăm copiii prin alianțele cu lumea. Majoritatea creștinilor au dat copiii la medicină. Că acolo trebuie să slujim pe Dumnezeu. Dar nu s-au gândit că-și medicina de la un timp de vreme a ajuns o unealtă a diavolului. Și copiii voștri, dragii mei, au ajuns unelte și vor ajunge unelte în mâna diavolului, supunându-se alianței lumii acestea împotriva vieții omului pe pământ. Să stai neputincios și să vezi cum moare și la ordinele care ți se dau, tu nu mai ai putere să ridici glasul de frică că îți vei pierde serviciul, de frică că ai investit atâția ani în pregătirea pe care o ai, de frică pentru etc. Nu vreau să le mai enumer aici, dragii mei. Și Dumnezeu spune că tendințele spre rău, ereditate, cultivate, ele trebuie biruite. Și spune că adesea trebuie să renunțăm la educația și pregătirea de o viață. E timpul, dragul meu, să renunți la facultățile tale. E timpul să renunți la studiile și pregătirile tale. Fiindcă datorită acestor lucruri, tu nu mai ai timp să devii elev în școala lui Hristos. Nu mai este timpul să cupărăm vii și case. Este timpul să vestim Evanghelia. Este timpul să vestim mântuirea. Este timpul să vestim eliberarea celor prinși în prinsoare. Este timpul să vestim mântuirea celor ce locuiesc în locuința morților. Adică pământul acesta care a ajuns o locuință a morților. Ani de zile copiii noștri stau în pregătire pentru facultăți. Ani de zile copiii noștri nu au timp de Dumnezeu, fiindcă au nopți și zile, săptămâni și luni și ani, învățând zile și nopți, bătându-și capul să învețe mizeriile lumii acesteia pentru o funcție, pentru o alianță, pentru un câștig, dar nimic pentru Dumnezeu. Să spun mai multe, dragii mei, și pe urmă o să-mi luați în nume de rău, când copiii dumneavoastră merg la facultăți și intră în alianță cu cei nelegiuiți, fii și fiicele curvesc, păcătuiesc, încep să aibă un comportament și o educație și o viață conform lumii acesteia. Deci vedeți dumneavoastră, dragii mei, să ne gândim bine cu ce preț îi ducem în școlile lumii și nu să devină elevii ai lui Hristos. Trebuie să ne formăm obiceiuri ale cugetului care să ne permită să ne împotrivim ispitei. Trebuie să învățăm să privim în sus. Noi trebuie să înțelegem principiile cuvântului Dumnezeu, principii înalte cât cerul și durabile, cât măsura veșnică în legătură pe care o au cu viața noastră de zi cu zi. Fiecare faptă, fiecare cuvânt, fiecare gând trebuie să fie în consonanță cu aceste principii. Totul trebuie adus în armonie cu Hristos și în supunere față de Hristos, dragii mei. La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Eu știu că multora nu le place. La dumneavoastră nu arată, dar la mine arată aici de multe ori. Cum oamenii intră foarte mulți și foarte mulți pleacă. Nu le place adevărul.
nu iubesc adevărul și când nu iubești adevărul, nu-L iubești pe Dumnezeu. Nu-ți iubești nici măcar propria ta viață. Fiindcă iubești lumea pe care ți-ai construit-o. Dar, dragul meu ascultător, propria lume pe care ți-ai construit-o în curând se va prăbuși. Propria lume în care ți-ai construit un imperiu se va prăbuși în curând. Este groaznic lucrul acesta. Orice ascultare adevărată vine din inimă. Hristos a lucrat în felul acesta și dacă noi consimțim, El se va identifica în așa măsură cu gândurile și cu țintele noastre, încât va lega inima și mintea noastră cu voința sa, astfel cât atunci când ascultăm de El vom împlini propriile îndemnuri. Voința înnobilată și sfințită își va găsi cea mai mare plăcere în a-L sluji. Când îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum avem privilegiul să-L cunoaștem, viața noastră va fi o viață de continuă ascultare prin aprecierea caracterului Hristos și comuniunea cu Dumnezeu. Și auziți ce se va întâmpla la final. Păcatul va ajunge pentru noi ceva odios. Dar păcatul nu este pentru noi ceva odios. Este o plăcere, este o desfătare. Este ridicat, dragii mei, la rangul de sfințire. Aceia care își adorm o conștiință vinovată, auziți ce spune Dumnezeu, cu gândul că atunci când vor vrea, vor putea să schimbe cursul răului, care gândesc că pot lua în râs chemările harului și cu toate acestea inima să le fie din nou și din nou mișcată, fac lucrul acesta spre pierzarea lor. Auziți ce spune Dumnezeu? Citiți, dragii mei, citiți și luați aminte. Voi citi din nou. Aceia care își adorm o conștiință vinovată, cu gândul că atunci când vor vrea, vor putea să schimbe cursul răului, care gândesc că pot lua în râs chemările harului și cu toate acestea inima să le fie din nou și din nou mișcată, fac lucrul acesta spre pierzarea lor. Îmi termin facultatea și mă voi pocăi, îmi termin studiile și voi sluji pe Dumnezeu, îmi voi face cu tare, îmi voi construi un imperiu, îmi voi construi un lume în care voi trăi. Și momentul când voi ajunge la culmea gloriei, îl voi sluji pe Dumnezeu. Dar spune Dumnezeu că la terminare, dragii mei, lumea ta se va prăbuși și tot ceea ce ai făcut și tot ceea ce faci în momentul acela vei face spre pierderea ta. Spune că ei gândesc că după ce și-au pus toată influența de partea marelui răzvrătit, atunci când vin împrejurări grele de tot, când primejdia îi încolțește din toate părțile, își vor schimba direcția. Nu mai ai direcție, dragul meu, când vei fi încolțit din toate părțile, când frica te va cuprinde, când vrăjmașul cu care ai făcut alianță te va speria de moarte, vei mai schimba tu direcția. Uitați-vă la un animal care este prădat de animalele de pradă. Se ghemuiește într-un loc, țipă, zbiară, scoate sunete grele. Nu mai știe în ce direcție să meargă și se ghemuiește acolo până când este sfâșiat în bucăți. Așa se va întâmpla și cu creștinul care nu ia aminte înainte de vreme la ceea ce Dumnezeu vorbește, dragii mei. Dumnezeu ne cheamă să avem mare grijă. Spune că lucrul acesta nu se va face ușor. Experiența, educația și disciplina unei vieți lăsate pradă poftelor păcătoase l-au modelat într-atât caracterul încât ei nu pot atunci să își însușească chipul lui Iisus. Dacă pe cărarea lor n-ar fi strălucit nicio lumină, atunci situația lor ar fi fost cu totul diferită. Mila ar fi putut mijloci dându-le ocazia ca să primească invitația ei. Dar dacă lumina este mereu lepădată și disprețuită în cele din urmă, va fi retrasă de la tine și de la mine, dragul meu.
aceasta va fi retrasă de la noi toți. Înțelegeți noastră? Și spune lucrul acesta în Patriarhi și Profeți, la pagina 269. Deci vede ce spune Dumnezeu? Spune că dacă pe cărarea noastră n-ar fi strălucit lumină, s-ar mai mijloci pentru noi. Dacă pe cărarea noastră n-ar fi fost adevărul, dacă pe cărarea noastră nu s-ar fi trimis mustrări și avertizări din partea lui Dumnezeu, n-ar fi nicio problemă. Dar dacă lumina a stat atâta timp în calea noastră, dacă Îngerul lui Dumnezeu s-a pus în calea noastră și măgarul lumii acesteia pe care l-am călărit, un animal fără conștiință, s-a așezat sub noi și s-a deschis gura să ne vorbească și nu vrem să luăm aminte, ce va mai putea să facă Dumnezeu pentru noi? Nu va mai putea să facă nimic. Și Dumnezeu spune că cel ce a disprețuit lumina, cel ce a lepădat-o, în cele din urmă va fi retrasă de la noi, dragii mei. Va fi retrasă. Dumnezeu vrea ca slujitorii săi să ajungă să-și cunoască bine inima, ca să-i ajute să-și înțelească adevărata lor stare. El permite să fie asaltați de focul încercării ca să poată fi încurajați. Încercările vieții sunt mijloacele folosite de Dumnezeu pentru a îndepărta puritățile, infirmitățile și asprimea din caracterul nostru, ca să putem ajunge potriviți, să stăm împreună cu îngerii cerești în glorie. Și spune că focul nu ne va distruge și doar va îndepărta zgura, iar noi vom ieși curățați de 7 ori, purtând aprenta chipului divin, chipului lui Dumnezeu. Deci vedeți dumneavoastră, dragii mei, Dumnezeu ne trece prin încercări ca să ne curățim caracterul. O nouă șansă la partea de marți. Și spune așa, să apelăm la cuvântul lui Dumnezeu pentru a fi călăuziți. Să căutăm un așa, zice Domnul. Am auzit destul despre metodele omenești. Deci Dumnezeu ne cheamă să apelăm la cuvântul Lui pentru a fi călăuziți. Să căutăm un așa, zice Domnul. Să ne săturăm, dragii mei, și să scăpăm despre metodele omenești care le-am adoptat și le-am trăit în viața noastră. O minte instruită doar în știința lumească nu va reuși să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu, dar aceeași minte, dacă este convertită și sfințită, va vedea puterea divină a cuvântului. Numai mintea și inima care au fost curățite prin sfințirea Duhului Sfânt pot să discearnă lucrurile cerești. Dragul meu ascultător, dacă nu îți vei sfinți viața și inima, dacă nu vei asculta de glasul lui Dumnezeu, dacă nu vei apela la cuvântul Domnului pentru a fi călăuzit, dacă nu vei căuta un așa, zice Domnul, nu vei putea să discerni nici odată lucrurile cerești, lucrurile lui Dumnezeu. Fraților, în numele Domnului fac apel la voi să fiți conștienți de datoria pe care o aveți. Supuneți-vă inima fără puterea Duhului Sfânt, supuneți-vă inima față de puterea Duhului Sfânt și ea va fi sensibilizată și receptivă la învățăturile cuvântului. Apoi veți fi în stare să discerneți lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Suntem îndemnați, dragii mei, în numele Domnului Iisus Hristos, se face apeluri de profetul lui Dumnezeu ca să ne supunem și să ne sfințim inima doar prin puterea Duhului Sfânt, care va fi sensibilizată, va fi receptivă la cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să lucreze prin Duhul Său în inimile celor ce alcătuiesc poporul Său, fie ca El să-i sensibilizeze pe copiii Săi ca să înțeleagă pericolul în care se află și să-i pregătească pentru evenimentele, care vor veni pe pământ.
Omul se uită la ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inimă, la inima omenească cu sentimentele ei contradictorii de bucurie și necaz. Inima rătăcitoare și schimbătoare este sălașul multor necurății și înșelăciuni. În 1 Samuel 16:7. Deci vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Căci omul se uită doar la ce izbește ochiul. Dar tot ceea ce izbește ochiul spune că este o inimă cu sentimente contradictorii, adică nu acceptă cuvântul lui Dumnezeu. Bucurie și necazuri, inimă rătăcitoare, schimbătoare, este sălașul multor necurății și înșelătorii. Însă Domnul cunoaște motivele, intențiile și scopurile ei și spune: veniți la mine cu inimile mânjite, așa cum sunt, asemenea psalmistului, deschideți larg cămările inimii voastre înaintea ochiului atotvăzător, spunând: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Dumnezeu ne cheamă în aceste timpuri ca noi să fim duși pe calea veșniciei. Noi trebuie să venim la Dumnezeu cu inimile mânjite, dar să nu rămânem cu ele mânjite. Să nu venim la Dumnezeu, să facem legământ cu Dumnezeu și să pretindem că suntem copiii lui Dumnezeu, rămânând în continuare mânjiți și să ne supunem lui Dumnezeu. Mulți dintre noi stăm de mulți de ani în biserică, dar tot mânjiți și mai mânjiți și mai mânjiți și mai nelegiuiți, până ajungem la idolatrie și apostazie, dragii mei. Când ajunge să vă vedeți grozăvia păcatului, cum și pe voi înși vă, așa cum sunteți în realitate, nu disperați. Domnul Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși. Noi nu trebuie să-L împăcăm pe Dumnezeu cu noi, ci, ce minunată iubire Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Noi nu trebuie să-L împăcăm pe Dumnezeu cu noi, fiindcă Hristos a împăcat pe Dumnezeu, a împăcat lumea cu sine. El dorește nespus de mult să câștige pentru sine, prin iubirea sa, inimile copiilor săi înstrăinați de el. Auziți ce spune cuvântul Dumnezeu? Că noi suntem înstrăinați și el vrea să ne câștige prin iubire inimile noastre. Niciun părinte pământesc nu poate fi atât de răbdător cu greșelile și scăderile copiilor săi, cum este Dumnezeu cu aceea pe care îi caută să-i mântuiască. Nimeni nu poate mijloci cu atâta căldură pentru cel păcătos. Buzele omenești n-au adresat niciodată invitații atât de iubitoare celor rătăcitori, așa cum face el. Toate făgăduințele sale, toate virtizările sale, nu sunt decât suspine ale iubirii sale nemărginite. Și noi spunem: critică, critică, ură, dușmănie, critică, răutate, împotrivire, altceva. Ce auziți ce spune, dragii mei? Toate avertizările, toate mustrările, toate acestea nu sunt decât suspine ale iubirii sale, nemărginite, pentru că Dumnezeu vrea să ne recâștige inima pentru sine, inima noastră, a copiilor săi care ne-am înstrăinat de Dumnezeu. Din fire, auziți ce spune Dumnezeu, suntem egocentrici și prea siguri de noi înșine. Dar când învățăm lecțiile pe care Hristos dorește să ni le predea, devenim părtași ai naturii sale, din acel moment trăim viața sa. Deci noi suntem egocentrici, adică egoiști, și nu suntem cristocentrici. Exemplul minunat al lui Hristos, blândețea de neegalat cu care a înțeles sentimentele altora, plângând cu cei ce plângeau și bucurându-se cu cei ce se bucurau, trebuie să aibă o influență profundă asupra caracterului tuturor celor care îl urmează, cu sinceritate, prin cuvinte și fapte pline de bunătate. Ei vor încerca să netezească drumul pentru picioarele obosite. La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Peste tot în jurul nostru sunt suflete rănite. Le putem găsi și aici, și acolo, pretutindeni, să-i descoperim pe acei suferinți și să le spunem un cuvânt potrivit la timpul potrivit, pentru a le mângâia inimile, să fim întotdeauna canale
prin care să curgă apele învioretoare ale compasiunii lui Dumnezeu către aceste suflete pentru a fi vindecate, dragii mei. Ce frumos vorbește Dumnezeu! Ce frumos ne îndeamnă decât să facem alianțe, decât să ne placă apostazia, să ne placă erezia și închinarea falsă, decât să-i slujim lui Baal. El vrea să ne recâștige din nou inimile tuturor celor care ne-am înstrăinat de El, dragii mei. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. El ne cheamă să-L recunoaștem că este cu noi. Haideți, dragii mei, să trecem la partea de miercuri. Mai avem două subcapitole la care vom trece repede prin ele și vom încheia școala de sabat pe astăzi. Semnul necerut. Semnul necerut. Scopul lui Satana era acela de a produce o despărțire veșnică între Dumnezeu și om. Însă în Hristos ajungem mult mai strâns uniți cu Dumnezeu decât dacă n-am fi căzut niciodată în păcat. Deci vedeți noastră, prin Hristos suntem mult mai strânși cu Dumnezeu și legați de Dumnezeu dacă n-am fi căzut niciodată în păcat. Luând natura noastră, Mântuitorul s-a legat de omenire cu o legătură care nu se va rupe niciodată. Este legat de noi pentru veșnicie. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu. El l-a dat nu numai ca să poată poarte păcatele noastre, ci să moară ca sacrificiu pentru noi, ci El l-a oferit neamului omenesc de căzut ca să ne asigure de planul său de pace, care nu se poate schimba. Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său să devină membru al familiei omenești și să păstreze pentru totdeauna natura sa omenească. Deci Domnul Iisus Hristos va purta pentru totdeauna chipul uman pentru veșnicie. Aceasta era generația, scuzați-mă, că Dumnezeu își va împlini cuvântul. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. În Hristos, familia pământească și familia cerească sunt legate. Hristos este glorificat, este fratele nostru. Cerul este îmbrăcat în corp omenesc și neamul omenesc este strâns la sânul iubirii infinite. În Hristos, lumina lumii, la pagina 25. Dumnezeu este cu noi, e totul pentru noi. Ce temelie largă a fost pusă pentru credința noastră. Ce imensă speranța nemuririi pune această înaintea sufletului care crede. Dumnezeu este cu noi în Iisus Hristos ca să ne însoțească la fiecare pas în călătoria noastră către cer. Duhul Sfânt este cu noi ca mângâietor, este un îndrumător când suntem în încurcături, ca să ne aline durerile și să ne fie scut în ispite, o adâncul bogăției înțelepciunii și sfințeniei lui Dumnezeu. Nu alianțele sunt sprijinul nostru, nu făcând aceste compromisuri sunt sprijinul nostru, și Duhul Sfânt este mângâietorul, ajutorul, sprijinul și călăuzitorul nostru. Pentru că Iisus a venit să locuiască printre noi. Știm că Dumnezeu ne cunoaște în încercările și înțelege durerile noastre. Fiecare fiu și fiecare fiică, Adam, poate înțelege că acela este creatorul nostru, este prietenul păcătoșilor. Cu cât ne gândim mai mult la faptul că Domnul Hristos a devenit un copil așa aici pe pământ, cu atât întruparea sa este mai grandioasă. Cum este posibil ca acest copilaj neajutorat, aflat în staulul din Betleem, să fie totuși Fiul Divin al lui Dumnezeu? Este, dragii mei, este. Și spune că cu mult mai presus de oricare dintre îngeri, egal cu Tatăl în demnitate și slavă, și totuși să ia trup de om, divinitatea și omenescul s-au combinat în mod tainic și omul și Dumnezeu au devenit una. În această unire stă speranța pentru noi oamenii căzuți. Mulți oameni spun că Domnul Iisus a murit ca om și n-a avut nimic de a face cu Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate să moară, căci Dumnezeu a fost om și nu a fost Dumnezeu. Sau spune că au fost două naturi și una dintre ele a murit și una dintre ele a rămas. Dar auziți ce spune cuvântul Dumnezeu, dragii mei. Divinitatea și omenescul s-au combinat în mod tainic și omul și Dumnezeu au devenit una. Una!
încât ele nu pot fi separate. Când a murit omenescul, a murit și divinul. Când a murit umanul, a murit și Dumnezeul nostru și a dat viața pentru noi. Atât de bine s-au amestecat compoziția divino-umană, încât ea nu poate să fie separată niciodată, niciodată, dragii mei. Și chipul uman pe care l-a luat Domnul Iisus va fi purtat pe veșnicie. În această unire stă speranța pentru noi oamenii căzuți. Vom trece la ultima parte și vom încheia, dragii mei. Dumnezeu este cu noi. După cum un păstor pământesc își cunoaște oile, tot astfel păstorul divin își cunoaște turma răspândită în toată lumea. Să nu stați cu gândul că dacă faceți parte din poporul Dumnezeu și nu vă pocăiți, sunteți oile lui Dumnezeu, sunteți în poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu vă are acolo și deja dreptul la mântuire vă este asigurat, nu, dragii mei. Niciodată nu-ți dă dreptul să fii mântuit, doar că ești membru, doar că ești botezat. Și dreptul ți-l dă Hristos, Domnul nostru. Dacă te-ai pocăit și te-ai convertit și spune că turma lui Dumnezeu este răspândită în toată lumea. Voi sunteți oile mele, oile pășunii mele și eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu. Iisus zice, te chem pe nume, ești al meu, te-am săpat pe palmele mele. Păi dacă Dumnezeu te cheamă pe nume, de ce nu vrei să asculți glasul lui? De ce asculți glasul păstorilor care sunt lubrăpitori? De ce asculți glasul alianțelor? De ce asculți glasul idolatriei și apostaziei? De ce asculți glasul lui Balaam, lui Baal? De ce îți place închinarea idolatră? De ce nu-L iubești pe Dumnezeu și îl urmezi pe Dumnezeu în aceste timpuri, dragul meu ascultător? Iisus ne cunoaște pe fiecare în parte și are milă de slăbiciunile noastre. Ne cunoaște pe toți de nume. Cunoaște chiar casa în care locuim și pe fiecare dintre noi, dintre cei ce o ocupă. Adeseori El a dat îndrumări servilor Săi să meargă pe o anumită stradă, într-o anumită cetate, la o anumită casă, pentru a o găsi acolo, pe una dintre oile Sale. Hristos, Lumina Lumii, pagina 479. Deci Dumnezeu cunoaște și casa în care locuiești și pe tine și pe cei ce locuiesc în casa ta. Și spune că Dumnezeu a dat îndrumări clare servilor Săi să meargă pe strada cu tare, în casa cu tare, la numărul cu tare și acolo să găsească oaia pierdută ca să o întoarcă în staul. De câte ori și noi, când ajungem în greutăți, suntem asemenea lui Petru, privim la valuri, în loc să ținem ochii ațintiți la Mântuitorul, privim la teama care ni se insuflă, privim la amenințările care ni se spun, privim la multe lucruri, dragii mei, privim la măreția preoților lui Baal, care ei sunt pompoși și prin tot ceea ce fac ei insuflă teamă. Privim la valurile lumii acestea, în loc să privim la Mântuitorul nostru, în loc să privim la Dumnezeu. Și de fiecare dată când privim cu teamă către valurile lumii acestea, cădem în valurile acestea cuprinși de teama care ne este insuflată, în loc să privim la Mântuitorul nostru. Dar totuși nu e prea târziu ca să strigăm, Doamne, scapă-mă că pierd. În loc să țintim ochii, să ținem ochii ațintiți la Mântuitorul, spune că picioarele ne alunecă pe apele mândriei, se înalță peste sufletul nostru. Iisus nu l-a chemat pe Petru la El ca apoi să-L lase să piară. El ne cheamă să-L urmăm ca apoi să ne uite? Nu, dragii mei, nu te teme de nimic, zice El, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine și râurile nu te vor aneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel și Mântuitorul tău. Iisus citise caracterul ucenicilor Săi. Atât de greu avea să fie încercată credința lor. În întâmplarea aceasta pe mare, El dorea să-i descopere lui Petru
propria slăbiciune, să-i arate cu siguranță că siguranța lui era numai în continua dependență de puterea dumnezeiască. În mijlocul furtunii de ispite, el putea să meargă în siguranță, numai dacă într-o totală neîncredere în sine avea să se sprijine doar pe Mântuitorul. În felul acesta vom putea și noi să rămânem pe valurile lumii acestea când furtuna va începe să bată. Petru era slab în punctul în care se credea tare și numai atunci când s-a dat seama de slăbiciunea sa, a putut înțelege nevoia de a se sprijini pe Hristos. Dacă ar fi învățat lecția pe care Iisus a dorit să-i o dea prin cele petrecute mai departe, el n-ar fi căzut atunci când a venit asupra lui încercarea cea mare. Dacă noi am dat atenție sfaturilor, mustrărilor și avertizărilor pe care ni le dă Dumnezeu, nu vom cade, dragii mei, nu vom cade atunci când va veni încercarea. Și mulți dintre noi de multe ori am căzut datorită nelor în seamă a avertizorilor date de Dumnezeu. Dar totuși Dumnezeu ne mai trimite lumină. Dumnezeu ne mai trimite avertizări și sfaturi ca noi să ne întoarcem la El. E timpul, dragii mei, de o pocăință sinceră, de o întoarcere cu toată inima către Dumnezeu, de o predare curată a inimii noastre în mâna lui Dumnezeu. Este timpul să auzim glasul și să urmăm calea pe care Dumnezeu ne-o pune înainte. Dragii mei, aici mă voi opri. Vă doresc în continuare saba binecuvântat. Nu ieșiți din odihna lui Dumnezeu. Rămâneți în odihna lui, păziți sabatul cu sfințenie. Vă doresc poftă bună, nu poftă mare. Mâncați cumpătat. Fie că mâncați, fie că beți, fie că vorbiți, fie că gândiți, fie că ascultați, fie că priviți, fie că faceți orice alt lucru, să-l faceți spre slava lui Dumnezeu. Dați-i slavă lui Dumnezeu. Rămâneți lângă Dumnezeu ca să fiți tari. Rămânerea lângă Dumnezeu și tăria noastră depinde, dragii mei, de ascultarea noastră de Dumnezeu, de păzirea poruncilor Dumnezeu, de sfințirea sabatului care e partea poruncilor Dumnezeu, de sfințirea și înălțarea numelui și caracterului Dumnezeu. Pentru aceasta ne cheamă Dumnezeu. Nu vă lăsați duși de lucrurile lumii. Nu faceți alianță cu prietenii lumii. Nu faceți prietenie cu lumea. Lăsați ca sabatul să fie o desfătare și o bucurie și o plăcere pentru a putea să fim pregătiți și să fim găsiți ca vase de cinste la revărsarea ploii târzii. Lăsați ca Dumnezeu să curățească vasul inimii voastre, să poată să-L umple cu Duhul Sfânt, să-L poată umple cu această revărsare a ploii târzii. Lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze și Dumnezeu va lucra doar prin ascultarea voastră de Dumnezeu. Depărtați-vă de tot ce vă face să păcătuiți împotriva lui Dumnezeu și să călcați sabatul. Domnul să fie cu noi cu toți, dragii mei, până când ne vom întâlni din nou împreună.